George despre experiența Survivor All-Stars Fostul concurent a suferit a două operație la picior, o experiență de nerepetat. După două luni petrecute în Republica Dominicană, George a plecat acasă în luna martie din motive medicale, deși ar fi plăcut să reziste mai mult în competiția Survivor All-Stars. Fostul concurent a fost prezent la un eveniment monden din capitală, la Art Dental Aesthetic Implant Luxury Clinic. Bărbatul a vorbit pe larg despre întreaga experiență din Dominicană, despre dorul de familie și despre a doua operatie suferită la picior. George, nu am avut niciun prieten să fie alături de mine. George a părăsit Survivor All Stars în martie, după două luni de competiție din motive medicale. George a fost concurent sub Vivor 2023, dar de data aceasta, noul format i s-a părut mult mai greu. Mai mult decât atât, artistul ne-a dezvăluit că nu a avut niciun prieten în Republica Dominicană. Fiindu-i destul de dificil să nu rezoneze cu nimeni din echipa faimoșilor, a fost o experiență unică, deși a fost a doua oară. Mă așteptam să fie greu, dar a fost mai greu decât mă așteptam. Au fost momente destul de complicate, pentru că energia o fac oamenii. De data asta a fost diferit pentru că nu am avut niciun prieten, nu a fost nimeni alături de mine, în aceeași tabără cu mine, așadar, nu am avut aliați și nici nu mi-a plăcut să-mi fac aliați. Nu este genul meu să fiu așa, să intru pe sub pielea oamenilor, nu este genul meu. Cine a fost la sentimentul meu, am vorbit, am rezonat, altfel, nu. A fost o competiție destul de dură față de data trecută. A fost mult mai grea, a fost mult mai puțină mâncare. Adică, sezonul trecut, dacă pierdeai, câștigai jumătate din porție, dar de data asta, dacă pierdeai, nu mâncai nimic, doar cocos, ne-a declarat George în exclusivitate pentru plaite știri. George ne-a mărturisit câte kilograme a slăbit pe parcursul celor două luni de competiție. Am slăbit 10 kg în două luni, m-am întors, le-am pus la loc, apoi am zis frână înapoi încă patru. Oscilațiile astea de greutate nu sunt chiar ok, dar ne reglăm, asta este. M-am întors de acolo cu un gust de cocos sau caraibe. Nu m-am întors cu un gust amar, doar că a trebuit să mă operez pentru a doua oară la genunchi, dar nu mai este o surpriză pentru mine, face parte din Survivor și asta. Ne-a mai spus George în exclusivitate pentru plaite știri.